Calendarul este un sistem de măsurare a timpului care indică durata și subdiviziunile lui. Termenul vine de la cuvântul de origine latină calende, a chema, a convoca. În prima zi a fiecărei luni, toți cetățenii romani erau chemați în adunarea publică din forum pentru a li se aduce la cunoștință lucruri de interes general. Calendarul a devenit principalul instrument prin care oamenii și-au fixat în timp sărbătorile religioase și s-au orientat în activitățile lor zilnice. Calendarul bisericesc înfățișează lunile, săptămânile și zilele unui an, cu numărul de ore, ziua și noaptea pe fiecare lună. El indică zilnic numele unuia sau mai multor sfinți prăznuiți, precum și toate sărbătorile mari și mici din cursul anului bisericesc. Calendarul bisericesc cuprinde rânduielile bisericii noastre, adică acele zile prin care noi suntem îndemnați să pomenim pe sfinți și pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Domnului, adică să aducem cinstire celui ce ne-a mântuit, celor ce au trăit în viața aceasta potrivit învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Calendarul bisericesc consemnează de asemenea rânduielile postului, adică acele rânduieli pe care noi suntem chemați să le respectăm printr-o luare aminte la modul cum ne ducem viața și de asemenea cuprinde zile de pomenire pentru cei adormiți, pentru cei ce au trecut de pe pământ la cer, au trecut de pe pământ, dar noi nu-i uităm, ci îi purtăm în continuare în sufletele noastre, având nădejdea că pomenindu-i noi aici, Dumnezeu acolo sus în cer îi pomenește și duce către ei binecuvântarea sa cea cerească și dumnezeiască. Primele zile închinate lui Dumnezeu și care sunt legate de anumite evenimente ce țin de relația omului cu Dumnezeu au apărut la evrei. Fiind poporul ales pentru a pregăti venirea lui Mesia, evreii au dedicat anumite zile din calendar în vederea comemorării unor evenimente semnificative pentru viața lor. Sărbătoarea Paștilor, ținută la 14 Nisan, amintea de ieșirea din robia egipteană, iar sărbătoarea Cincizecimii amintea despre darea legii pe muntele Sinai. Evreii țineau și sărbătoarea corturilor, a împăcării sau a curățirii și cea numită Purim. Prima sărbătoare pe care creștinii au consemnat-o în calendar a fost ziua de duminică, ziua aceasta săptămânală, devenind astfel și zi de odihnă, în cinstea învierii Domnului nostru Iisus Hristos din morți, zi care îi aduna pe credincioșii bisericii la oaltă, împărtășindu-se în urma frângerii pâinilor, urmând testamentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a transmis prin apostoli către întreaga biserică la cina cea de taină, când le-a spus: aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Și ulterior s-a adăugat toate celelalte praznice care marchează evenimentele vieții Mântuitorului, cum ar fi praznicul învierii, sărbătorit la început în preajma momentului răstignirii Domnului Iisus pe cruce și al învierii sale din morți, pe urmă adăugându-se celelalte praznice mari, cum ar fi Rusaliile, înălțarea Domnului, adică praznicele cu dată schimbătoare și celelalte care țin de nașterea, de copilăria, de creșterea Domnului nostru Iisus Hristos până în momentul când și-a început activitatea sa pământească, în sens propriu. Odată cu apariția creștinismului, calendarul a devenit modalitatea de a consemna, pe lângă sărbătorile mari care aminteau de evenimente unice din activitatea Mântuitorului și din viața bisericii, momentele în care au apărut primii sfinți. Multe dintre sărbătorile iudaice, cum ar fi Paștile și Cincizecimea, au dobândit acum alte semnificații. Sărbătorile romane au fost înlocuite cu altele de origine creștină.
Persecuțiile din secolul al II-lea au dus la apariția primelor zile de pomenire a sfinților creștini. Moartea martirică este considerată nașterea la o viață nouă, cea întru Hristos. Primul sfânt martir a fost Sfântul Arhidiacon Ștefan, menționat în Cartea Faptele Sfinților Apostoli. Însă primul martir menționat de un document este episcopul Policarp al Smirnei, martirizat în 155. Calendarul creștin s-a îmbogățit și cu sărbătorile legate de moartea episcopilor. Toate aceste sărbători ale sfinților au avut la început un caracter local. Cu timpul s-au generalizat în întreaga biserică. Calendarul consemnează pe sfinții pe care biserica i-a cunoscut de-a lungul istoriei sale. Dincolo de sfinții pe care îi prăznuim în fiecare zi, pentru că fiecare zi din calendar ne cheamă să cinstim un sfânt sau mai mulți sfinți, biserica ne învață că în împărăția lui Dumnezeu sunt mult mai mulți sfinți, adică mult mai mulți oameni au trecut pe pământul acesta și l-au mărturisit prin viața lor, prin faptele lor, trăind adevărul de credință, așa după cum l-a descoperit Domnul Iisus Hristos. Toți acești sfinți au intrat în panteonul sfinților, în împărăția cea cerească. Pe unul dintre aceștia noi nu-l cunoaștem. Sunt sfinții anonimi aici pentru noi, dar sfinții aceștia anonimi aici pentru noi sunt cunoscuți de către Dumnezeu în împărăția sa cea cerească. Încetarea persecuțiilor a favorizat apariția unor noi sărbători. Acestea s-au înmulțit treptat din secolul al IV-lea înainte, începând cu cele ale Mântuitorului și ale Sfintei Cruci, aproape toate de origine palestiniană. Documente din secolul al IV-lea amintesc de primele sărbători ale Maicii Domnului, Buna Vestire și Adormirea, ale Sfinților Îngeri și ale sfinților mai importanți din Vechiul și Noul Testament. Secolul următor a dus mai ales la înmulțirea sărbătorilor Maicii Domnului, în răsărit nașterea și intrarea în biserică, dar și ale sfinților pusnici, călugări și asceți din secolele 4-5. Sărbătorile au fost fixate de la început în documente care au purtat diferite denumiri: calendare, martirologii, minologii sau sinaxare. Acestea erau colecții de vieți ale sfinților și de evenimente însemnate din istoria bisericii. Adunate la un loc și prelucrate, ele au dat naștere sinaxarului sau calendarului Bisericii Ortodoxe. În definitivarea lui, un rol important l-au avut Sfântul Simeon Metafrastul, secolul 10, Nicodima Ghioritul, secolul 18, și Bartolomeu din Cutlumuș, secolul 19. Aceștia au adăugat la sfinții vechi și pe neomartirii greci, ca și pe sfinții din unele biserici naționale canonizați mai târziu. Odată cu cinstirea persoanelor cu o viață duhovnicească deosebită, biserica a înfiripat primele file de sinaxar, adică primele vieți ale sfinților redate mai întâi pe cale orală, iar mai apoi acestea au fost redate sub forma manuscriselor și ulterior sub forma cărților cu viețile sfinților care sunt prezente în viața bisericii până astăzi. Amintirea mai degrabă acestor zile de prăznuire în cinstea sfinților se datorează în primul rând comemorării și evidențierii vieții deosebite a celor pe care îi amintim. Sfinții sunt de fapt modelele noastre de viețuire creștină în această lume
și amintirea lor, păstrarea via amintirii lor, arată de fapt că drumul nostru către Dumnezeu este unul foarte lung și că fiecare creștin atinge sau poate atinge sfințenia în felul său. De aceea există o multitudine de sfinți, o multitudine de categorii de sfinți care sunt amintite de firele sinaxarului, de firele calendarului. Pe lângă sărbătorile închinate Mântuitorului și Maicii Domnului, primele sărbători care s-au generalizat au fost cele ale Sfântului Ioan Botezătorul. Majoritatea sunt de origine palestiniană, importate de apus începând din secolul al V-lea. Apoi este cea a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care a pornit de la Roma din secolul al IV-lea. O altă mare sărbătoare generalizată în secolul al IV-lea este cea a Sfântului Mucenic Ștefan, de origine ierusalimiteană. În calendare s-au notat și zilele aflării, transportării sau depunerii moaștelor de sfinți în diferite biserici, zile care au devenit la rândul lor sărbători locale. Spre exemplu, sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur la Constantinopol, ținută la 27 ianuarie. Pentru a fi ghidat spre cinstirea deosebită a unor zile, Biserica a statornicit evidențierea acestora în calendarul de perete sau calendarul de buzunar sub forma unor culori deosebite. Și anume, cea mai cunoscută formă este aceea de a fi evidențiate zilele cu ținere generală, zilele obligatorii, dacă putem vorbi așa, de sărbătoare în biserică, cele însemnate cu culoare roșie, pentru a arăta însemnătatea și deosebita putere sau amintire a praznicului respectiv. Alte căi de reprezentare a zilelor sfinte în calendar sunt cele cu cerneală neagră, care sunt cele mai răspândite și, bineînțeles, mai nou a apărut evidențierea sfinților români, sfinților naționali, evidențiere ce se regăsește astăzi cu culoare albastră. În secolul al VI-lea, majoritatea sărbătorilor calendarului creștin erau fixate definitiv. Un rol important în fixarea acestora l-a avut pietatea populară. Biserica nu a făcut decât să le recunoască și să le consacre cu autoritatea ei oficială. Calendarul bisericesc indică zilnic numele unuia sau mai multor sfinți prăznuiți, precum și toate sărbătorile mari și mici. Sărbătorile sunt zile speciale în care se comemorează evenimente de seamă și persoane sfinte din istoria vieții creștine. Ele sunt notate diferit după însemnătatea lor în calendarul creștin-ortodox.